Ne întoarcem acum în direct la conferința Pregătiți pentru iarnă, o conferință organizată de Antena 3 Sion. Apasă accelerația pe regenerabile și spune un singur lucru, ceea ce am știut cu toții, că trebuie să investim foarte mulți bani în distribuție. Asta am înțeles și asta am știut. Așa cum spunea domnul Zamfir, e important de revizuit această politică la nivel european, pentru că e limpede că țintele propuse nu sunt realiste și noi riscăm să picăm din nou prost. Adică exact când ne vom crește capacitatea de extracție de gaze, vor veni taxele mai mari care ne vor face necompetitivi. Foarte scurt, domnul Ursu, ceea ce nu avem astăzi în România, din păcate, consum. Exact. Eu am făcut o hartă a consumului, chiar vă propun să citiți, energime.ro, din care a ieșit foarte clar că 2021, 2022, 2023, an de an, a început să scadă consumul. Vă dau niște date. Județul Tulcea, cu 97% a scăzut consumul de gaze naturale. Județul cu 97%. Județul Galați, peste 50%. Județul Mureș, peste 50%. Iar dacă suntem de acord cu acea declarație, cum că oglinda sau funcționarea unei economii se oglindește în consumul de energie, atunci cred că avem o problemă la acest capitol și vă dau câteva date. La începutul anilor 2000, producția de aluminiu din Europa reprezenta 30% din producția mondială. Situația actuală, sub 5%. La începutul anilor 2000, industria oțelului din Europa reprezenta 23,1% din producția mondială de oțel. În 2022 a scăzut sub 7,2%. Se va spune că s-a trecut la noile tehnologii, că ele sunt mai puțin consumatoare de energie și că poate de asta explică o parte din scădere. În 2002, industria chimică din Europa a reprezentat aproximativ 27% din vânzările mondiale de produse chimice. Astăzi este sub 14%. Ceea ce vreau să vă spun, și cred că antevorbitorii mei au punctat deja, România are un potențial major. Vom deveni cel mai mare producător de gaze naturale și eu sunt perfect de acord cu reindustrializarea României, dar hai să nu vorbim numai despre reindustrializare, ci să venim și cu măsuri foarte clare. Că dacă noi vom avea o piață liberalizată și vrem să facem și reindustrializare, fără măsuri clare în privința susținerii acestei industrii care... Nu-i vei încuraja pe investitori să vină aici dacă prețurile... Atunci categoric nu avem cum să facem această reindustrializare. Mulțumesc și foarte, foarte corecte și utile sublinierele noastre. Domnule Andronache, vin la noastră pentru că, așa cum spuneam, reprezentați ANRE și de multe ori e frustrarea asta firească a fiecărui român, apropo de liberalizare sau de controlul prețurilor. Suntem într-o țară care, iată, are resurse, își produce energie consistentă și totuși de multe ori în comparația de preț suntem mai sus chiar decât față de țări care au venit putere de cumpărare mai mare pentru cetățenii lor. Politica asta ajută sau încurcă piața de control la facturilor, domnule Andronache? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că suntem la cap, din punct de vedere energetic, fiind în țoie, suntem la capătul rețelei. Și acest lucru, din păcate, se vede, exact cum a spus și domnul ministru, avem nevoie de niște interconectări mai puternice cu țările din vest. Stau și mă uit zilnic pe datele care sunt transmise de dispecerul energetic național, vedem datele care sunt...